Are 7 ani, însă a trăit și a suferit cât pentru o viață întreagă. Povestea lui Darius, îngerul cu chip de copil, din comuna Dâmbovițeana, Ninoasa, a început în 2012, când o veste cruntă i-a lovit pe părinții lui ca un trăznet. Darius fusese diagnosticat cu leucemie. Când medicii nu-i mai dădeau nicio șansă, voia ți-a oferit-o. În urma campaniei MDI-TV, Inimi mari pentru cei mici, Darius a primit speranță și părea că a învins boala. Povestea lui Darius a sensibilizat 10 de oameni care au donat bani pentru ca micuțul să poată fi salvat. Și a fost salvat. Fericit, se juca și se simțea că s-a născut a doua oară. Prin ce am trecut, nu vreau să mă mai gândesc, decât că suntem fericiți în momentul acesta, că Darius e bine. Lacrimile de fericire ale mamei sale s-au transformat, din păcate, din nou în lacrimi de durere. În septembrie anul acesta, boala necruțătoare s-a întors. De pe patul unui spital din București, micuțul privește în gol. Din păcate, acum 3 săptămâni, Darius a avut niște convulsii craniene, cu o paralizie pe partea stângă. Am fost transferat de la Spitalul Județean Târgoviște către Spitalul Baltazar Arsenie. Am stat acolo o săptămână, după analize și analize am fost transferat la Marie Curie, la domnul doctor Scurtu, unde am și fost tratați de leucemie. După o puncție mădulară, după o analiză de puncție, am fost diagnosticat cu recădere de leucemie limfoblastică litera B. Corpul nu a reacționat la transplantul de celule și are acum nevoie de transplant de măduvă. Între timp, cancerul i-a dat și complicații ale activității cerebrale. Darius trebuie să ajungă de urgență în Italia. Pentru asta are nevoie de suma de 120.000 de euro, o sumă mult prea mare pentru familia sa. Dacă nu puteți să ne ajutați cu puținul vostru, măcar să o rugăciune este bine primită. Cei care vor să întindă o mână de ajutor o pot face donând în contul RO 81 BRDE 160 SV 20 34 45 61 600, titular de cont Oprea Ioana Elena.